întâlnirea cu noutățile din viața romilor. Astăzi v-am pregătit o ediție specială care anunță în premieră evenimentul muzical al anului 2020. Urmăriți din viața romilor și aflați de la invitații noștri speciali detalii privind derularea celui mai mare festival internațional de muzică romă organizat de Partida Romilor la București. Festivalul marchează două evenimente majore pentru romii din România, Ziua Internațională a Romilor și aniversarea a 30 de ani de la înființarea Asociației Partida Romilor Pro Europa. Așadar, pe 4 aprilie 2020, trupe și artiști celebri din România și din întreaga lume vin la București și vă pregătesc un show de excepție cu piese noi, recitaluri inedite, dans și multe surprize. Rămâneți alături de noi, începe o ediție specială din viața romilor. Vă întâlniți astăzi cu Connector, Mahalarai Banda și Taraful Cleante. Dezrobirea romilor a fost marcată la 20 februarie la Palatul Parlamentului în cadrul conferinței tematice intitulată sugestiv 164 de ani de libertate, lungul drum al romilor de la sclavie la cetățenie activă. Evenimentul organizat de Agenția Națională pentru Rom și Partida Romilor Pro Europa a reunit reprezentanții ai organizațiilor rome, ai misiunilor diplomatice acreditate la București, oameni politici și membri ai asociațiilor minorităților din România. Cu acest prilej, atât președintele României, Klaus Iohannis, cât și premierul Ludovic Orban, dar și o serie de lideri politici, au transmis mesaje care invită la responsabilizarea clasei politice și societății civile în ceea ce privește respectarea drepturilor cetățenilor, promovarea egalității de șanse, înlăturarea discriminării și a stereotipurilor. Reprezentantul romilor în Parlamentul României a subliniat că acest eveniment nu este doar un prilej pentru a consemna date istorice, ci și un moment care impune semnalarea decalajelor încă existente în societate, pentru înlăturarea cărora este nevoie de coerență administrativă și responsabilitate socială. Avem nevoie de asemenea gesturi politice, publice, pentru a ne împăca cu trecutul, pentru a ne împăca cu istoria, cu momentele nefaste ale națiunii noastre, din care cu toții facem parte, pentru a construi împreună viitorul. Pentru a înțelege prezentul, trebuie să cunoaștem trecutul. Necunoașterea reciprocă conduce la cultivarea unui sentiment de nesiguranță, ceea ce alimentează prejudecățile și intoleranța și, în final, manifestările de ură, discriminare și rasism. Îmi exprim îngrijorarea pentru faptul că excluderea socială a romilor, discriminarea, atârnă încă mai greu decât orice inițiativă de integrare a romilor implementată în decursul celor 164 de ani de la dezrobire. Cu ocazia zilei de 20 februarie, fac un apel public în numele organizației Partida Romilor, la întreaga clasă politică, la întreaga societate civilă romă și neromă, în vederea concentrării eforturilor noastre comune în scopul îmbunătățirii vieții cetățenilor români de etnie romă. În cadrul dezbaterilor, participanții au expus puncte de vedere menite să evoce actul dezrobirii, implicațiile sale și efectele ulterioare. Opiniile prezentate au confirmat necesitatea asumării realităților istorice. Sunt provocări pe care instituțiile, cele care se ocupă de problematica romă împreună cu organizațiile rome, ar trebui să le aibă în vedere. Faptul că elevii din România, după 164 de ani, habar nu au că romii în România au fost robi sau sclavi pentru aproape 500 de ani.
De aici toate lucrurile și distanța socială creată între romi și populația majoritară. Trecând în revistă pașii făcuți de toate popoarele care au suferit trauma sclaviei, s-a concluzionat și faptul că în Europa nazismul a îngreunat semnificativ evoluția etniei rome. De-a lungul istoriei, curente ideologice marcate de rasism și discriminare au descurajat asumarea identității rome și promovarea valorilor, influențând negativ dezvoltarea etniei și stabilirea unui echilibru social. Pierderea limbii materne, a obiceiurilor tradiționale, accesul îngreunat la educație și dezvoltarea stereotipurilor au favorizat apariția unor diferențe nepermise între romi, majoritari, ori celelalte minorități din România. A jucat foarte mult în defensivă și cred că lucrul ăsta a fost greșit. Cred că a fost greșit. Nu aveți de ce să vă creați complexul ăsta de inferioritate. Chiar n-aveți de ce, uitați-vă unul la celălalt și înțelegeți că nu aveți de ce să faceți lucrul ăsta. Nu aveți de ce să vreți să vă găsiți șefi acolo unde n-aveți nevoie de ei. Este o încercare pe care ați făcut-o din momentul dezrobirii și continuați să o faceți. Dezbaterile au fost un bun prilej pentru a aminti de contribuția majoră a etniei rome la dezvoltarea României. De asemenea, s-a vorbit despre reevaluarea problematicii rome la nivel național și de atitudinea unitară pe care romii trebuie să o adopte în viitor. Într-adevăr, suntem într-un moment în care ne-am regăsit pe noi, suntem într-un moment în care încercăm, Partida Romilor în mod special și cu alți colegi încearcă să strângă rândurile. Sunt foarte mulți reprezentanți ai comunităților tradiționale și nu numai, care ni s-au alăturat. Ne-am dat seama, ce-i drept, că nu putem face mare lucru decât dacă suntem uniți și dacă suntem împreună. Și spunea bine domnul Pambucean, ar trebui să nu ne mai căutăm alți șefi, să nu mai batem pe la alte uși. Minoritatea romă trebuie să aibă propria sa demnitate, propriile sale repere culturale și identitare și propria sa formă de reprezentare în procesul de decizie în această țară. În cadrul reuniunii a fost prezentat și proiectul Noi Viziune a Strategiei Naționale pentru Incluziunea Romilor pentru perioada 2021-2027. Bună dimineața, dragi prieteni, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Din Viața Romilor. Te avem Bahtale Romale. Astăzi o ediție eveniment, pentru că astăzi avem pe cei de la Mahala Ride Band aici în studio. Dar am spus eveniment pentru că s-a întâmplat, dragi prieteni, o minune, zic eu. Cine credeți că e alături de mine? Nu știu dacă l-ați văzut, au lărgit oamenii ăștia cadru. E colegul meu, Sorin Sandu, și mă bucur să fiu alături de el, pentru că a trecut ceva timp de când noi doi n-am mai prezentat împreună nicio emisiune, pentru că baie e plecat, ba eu sunt plecată și atunci trebuie să ne înlocuim cumva unul pe altul, că asta e viața de artist. Vina mea aparține, da? Am ținut neapărat ca voi să fiți. Serios? Tu ești. Eu sunt. I-a spus lui Vale așa, dacă echipa nu e completă, nu vii. Așa e. Așa Așa prezentare, m-au luat toate emoțiile, de pe lângă că am emoții că vai, sunt cu Zita Moldovan în emisiune! Da, e o ediție eveniment și viața noastră e un eveniment, întreaga viață, așa că de ce n-ar fi și ediția asta eveniment, dar e cu atât mai mult eveniment pentru că se adresează sau este adresată unui eveniment din viața romilor și anume zilei de 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor și din 2006, nu? Dacă nu mă înșel, prin legea 66 inițiată de deputatul de la vremea aceea al Romilor, Nicolae Păun, actualul președinte al Partidului Romilor Pro Europa, ca să nu existe altfel de întrebări în rândurile telespectatorilor, și promulgată de către Parlament, sărbătoarea etniei romilor din România. Ne adresăm în această emisiune, sau avem în vedere în această emisiune, această zi, Ziua Internațională a Romilor, și un eveniment care are loc pe data de 4 aprilie. Dar tot în contextul zilei internaționale a romilor, Roma Song Contest, wow, parcă așa se cheamă, Zita, un eveniment organizat de Partida Romilor Pro Europa, care se anunță un eveniment de mare, de foarte mare amploare, va fi la Romexpo. Și vom vorbi despre acest eveniment cu Aurel Ioniță și cu Gajo Dilo.
Mă uitam pe pagina ta de Facebook și am văzut acolo prietenii lui sunt Mahalar, mă rog, printre prieteni Mahalar Raibanda, am avut senzația, n-am citit bine, recunosc, prieten Mahalar Raibanda, că tu ești prietenul Mahalar Mahalalei, da, prietenul sunt trupei. Mahalar Raibanda. Păi da, ești prieten cu ei, nu? Sunt prieten cu toți, eu sunt prieten cu toți. Păi da, pe Facebook oricum e o lume aparte, deci poți să fii prieten cu cine vrei. Ești solistul lor, ești cântărețul lor, cum să fii prieten? Păi ești e pe Facebook, e normal să urmăresc și eu Mahalar Raibanda, pentru că toți oamenii care urmăresc treaba asta, trebuie să urmăresc și eu, chiar dacă eu sunt solist. Și aveți urmăritori, că v-am văzut. Așa că, ai grijă ce postezi acolo pe pagina. Îl urmăresc de aproape. E o poveste, de fapt, e o lume virtuală în care vrem, nu vrem. Am intrat în joc, în horă și trebuie să dansăm. Nu se mai poate fără, am impresia. La băi, nu se mai poate fără, într-adevăr, dar hai să nu exagerăm, știi? Să fim mai natural, toți cum avem mâncare bio, avem viață bio, dar hai să... Să facem și un Facebook bio. Sau un Insta bio. Da, un Insta. Cum ar fi mai asta? A, mai nou TikTok. Ai TikTok? Eu nu. El are. Eu sigur, e specialist în așa ceva. Și ai cu de-astea? Nu am TikTok. Foarte la, foarte updatată cu... Da, eu și cu Gageo. Cu Gageo ăsta din emisiune. Hai să nu fac dușman prea mulți. Mi se pare foarte foarte multă informație. Da, da, pentru unii este un mod de viață, asta e... Ne-a acaparat. Da. Nu, mă, dar e, afli informație, e în regulă că afli multă informație, problema este că de multe ori nu poți să o procesezi, fiind așa, de multe trebuie să tot afli, da? Vorbim despre Facebook sau despre evenimentul ăsta? Vorbim și despre evenimentul ăsta, care și ăsta va fi promovat Facebook. Tot pe Facebook, automat, ce să vezi? Automat, deci, să începem să vorbim ce cu... bine ar fi ca toți artiștii să promovăm pe Facebook, pe Instagram, pe... Acest eveniment. Nu, acest eveniment special, da? Și exact ceea ce facem noi, nu ce mâncăm, nu ce bem, hai mai să fim serioși, ori suntem artiști, ori nu mai suntem, știi? Vorba unui mare. Personale. Sunt chestii personale. Din păi da. Ce bine ar fi ca sunt, tot să promovăm. Astea sunt picanteriile, Aurel, în... Și ce bine ar fi să și, scriem, să și scriem corect. Când zicem tetrailes dragi prieteni, oamenii ăștia îmi fac proces de intenție, pentru că am scris și eu pe Facebook tetrailes bactalo, pentru mine e corect și așa, pentru este că a fost corect spus de un artist care mie îmi place foarte mult și cred că și vouă vă place foarte mult. Și atunci ne place tuturor. Cine e acela care nu-i place Connector? Să vină să... Nu cred că există om care... Nu, este foarte să știi că am făcut cu el și un interviu, dar o să dăm ceva mai încolo. Da. Acum propun să vedem un alt material, pentru că eu am muncit, Sorin, săptămâna asta, n-am stat ca tine. Păi stai deja am, la mine aici scrie 10 minute, discuții păi 10 minute. Ce să vezi, au trecut cele 10 minute. Păi bune, așa de repede? Da, păi da, Sorin, ești într-o lume în care totul trece repede, nimic nu e real, ceea ce... Să știi că de când ne-am mai fost împreună în platou, ai devenit mult mai filozofă și îmi place treaba asta. Păi da, am mai citit și eu, am mai documentat. Bine, mă bucur, bine, hai zi tu ce vedem atunci. Da, o să revenim la discuții și o să vorbim despre acest eveniment important care are loc pe 4 aprilie, în care voi veniți și veți... Mahalar Raibanda, adică nu doar ei doi. Toată, voi sunteți Mahalar Raibanda. Toată trupa, e invitată acolo să aibă un recital alături de alți artiști. O să vedem pe parcursul emisiunii cine sunt ceilalți artiști. Vorbim despre ce o să faceți voi acolo, despre cât de important este acest eveniment. Dar acum, dragi prieteni, luăm o foarte scurtă pauză, după care revenim aici. Vorbim despre acest eveniment din 4 aprilie, un eveniment de mare amploare, un festival concurs de muzică romanii, așa îl anunță organizatorii, Drăgoi Music Art și Partida Romilor Pro Europa, un festival, un spectacol care va avea loc la Rome Expo în 4 aprilie 2020. Orele 17, va fi acolo Connector, Mahalar Raibanda, Raluca Drăgoi, Gypsy Kings, Orchestra Sinfonică Constantin Mirea și artiști din Israel, Statele Unite, Spania, Franța, Grecia, Bulgaria, Serbia, Albania, Macedonia, România, Italia, Cehia, vai de mine câți artiști. Păi eu ți-am cât spus. Cât dura evenimentul ăsta, Zita? Aurel Ioniță, cât durează evenimentul ăsta, tot ce se anunță aici în, păi în de acest unde draft se știe de... el? Scumpul meu! Sincer, nu știu cât va dura, însă va fi, după părerea mea, unul dintre evenimentele majore ale NIE din acest an. Mulțumesc de invitație
domnului Eugen Drăgoi. Că tu știi că ai Eugen Trompetuț, așa știe toată lumea. Așa și toți. Hai să-i spunem, așa. Nu, așa îi spunem așa cum... Și uite acest proiect de puțin 3 ani de zile mi-a povestit despre acest proiect. Ideea asta? Da, serios? De atunci o coace. De atunci o coace. Și am spus, Eugene, apucă-te, scrie conceptul și sunt lângă tine. Dar nu-l avem astăzi pe Eugen Drăgoi cu noi, dar va fi la un moment dat să ne povestească despre aceste evenimente. În același timp vreau să mulțumesc pentru sprijinul acordat ca de fiecare dată domnului președinte Nicolae Păun. Deci, când spunem Partida Romilor, da, și un eveniment al etniei, fii convins că va fi un eveniment de bună calitate. Eu sunt convinsă că așa va fi, având în vedere artiștii care se anunță în recital, în primul rând, și apoi cei veniți din afara țării. Am văzut acolo Statele Unite, adică depășim puțin granițele Europei. Nu, Sorin? 12 țări. Statele Unite, Israel, Franța, Grecia, Bulgaria și așa mai departe. Eu mă tot întreb cum a ajuns... Băi, sunt rom și în America. Nu, știi ce mi-a povestit? Voi ați cunoscut, nu? Ați cunoscut prin toate țările. Foarte mult. Și revenim zita la ce vrei tu să spui acum imediat. Da, spuneți. Noi, afară, mai mergem și cântăm. Noi avem frecvent de exemplu, din Israel. În Israel, pe cine ați cunoscut voi? Ați cunoscut rom din Israel? Din America? Sunt foarte mulți. Israel cu un compozitor, o să-i spun, nu știu, rom, da? Păi vorbim despre romi, nu? Îl cheamă Doron Medalie, nu știu dacă vine și el aici, da? Este compozitorul care scrie pentru Golan, pentru toți cei din Israel, da? Pentru Eurovision. Pentru Eurovision, da? Nu știu, sincer, pentru mine este o onoare și o mare plăcere, nu pot să-i spun provocare, pentru că Mahalara e banda în ultimii 5-6 ani... Se prinde pe la toate marile festivaluri. Tot în provocări o ține. Quiz și cu multe cultură romanii. Însă noi cântăm în gală, scumpul meu. Noi suntem obișnuiți să cântăm în gală, da? Cu toată modestia pe care... Nu trebuie să o ai. Probabil că nu trebuie să o am, da? Noi închidem marile festivaluri. Ultima oară am fost în decembrie. La Riga, cânta la decinarea premiilor romanii din toată lumea. Toate melodiile noastre au o poveste. O poveste de viață, o poveste reală. Așa, și ele spun o poveste. Și ele spun o poveste. Așa, fiecare venim, cântăm, la 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 la. Cer scuze față de ceilalți colegii mei, dar nu toți cântăm. Da, e important. Muzică romanii, știi? E important că aveți versuri și în limba romanie, foarte important. Pentru că promovează și limba și atunci este foarte important că o nație, o națiune se identifică și prin limbă, iar limba romanii de multe ori, în anumite situații, este în pierd, se pierde cu generațiile care vin. Și atunci cu atât mai mare este meritul lor. Și cu atât mai mare este meritul lui Gagio Dilo, ca care să nu are nicio treabă în limba romă. Lăsați că nu se știe dacă săpăm pe acolo și vedem... Nu mă, dar pronunță atât de bine Păi e același lucru ca atunci când înveți o piesă în engleză, da? Fiind român, când o piesă în engleză... Nu e chiar același lucru. Bine, e mai greu, că și tu ai zis. Ca și teorie, cam tot aia e. Adică înveți o limbă, înveți o piesă într-o limbă străină. Nu e o chestie grea. Da. Mai ales dacă îți place, că mie îmi și place ce fac. Vreau să zic că îmi place răspunsul ăsta maxim. Adică ce e așa de complicat? Vorbesc într-o limbă străină. Dar tu ai și învățat așa un pic limba, tot cântând așa mai... Da. Mai beșeau. Asta cred că o știe oricine, adică... Ce se întâmplă după fiecare melodie pe care eu prezint, da? După ce scriu cu tine textul, îmi spune povestea. Și despre ce vorba. Nenicule, dar despre ce vorba? Că trebuie să iau și să nu mă fac de râs, să mă întreabă cineva, nu știu, dar ce cânti acolo? Fiecare poveste în sine are un substrat, da? Și el trebuie să-și ia atitudinea aia, știi? Așa, sau ca să știi despre ce... Omul e artist, trebuie să știi, să știi ce emoții să acolo, ce nu? Se implică și asta... Dar cum e asta ultima voastră? Baro Rai, nu? Rai Baro. Rai Baro. Asta nu e ultima sau penultima. Apropo de Rai Baro, când am auzit că filmam cu Mahalara Banda, pac, în mintea mea s-a declanșat. Încânta Rai Baro în cap. Mă, Romeia, Bactalea. Dar nu, cea mai recentă este asta. Dai Duma, nu? Dai cu Duma, WhatsApp și... Da, a fost piesă Shazam, locul 6 România. Da. Păi da, să da. Te lupți cu artiști deja care au... Da. Zi. Care sunt scriși la case de producție din România. Atenție, Mahalara Banda este trupă independentă în România.
și asta poate să spună mult. Da? Asta e de bine sau adică cât de folositor e să fii independent? E și așa și așa. Și să menții o trupă independentă, indiferent cum e, este foarte greu. Este foarte extraordinar, greu. Mai ales financiar. Să te lupți cu... Financiar, atât timp cât sunt evenimente, da. Eu zic că când sunt okay. evenimente, da, dar eu zic financiar ca și toată chestia asta de strategie, de PR, de clip, de aici, să investești, de investiție aici vorbesc. Să intervin puțin, vezi? Din punctul meu de vedere, ca artist rom, aș avea nevoie de mai multă susținere din partea e clar. Centrului de cultură, din partea celor care centrul sunt de cultură romilor, am specificat, sunt artist rom, am nevoie să fiu puțin sprijinit. Și nu numai eu, toți ceilalți. Da, ai încercat acum să mergi la centrul de cultură și sau n-ai primit sprijinul sau n-a fost atunci, sau e nevoie de mai mult până la urmă, întotdeauna mai mult, pentru că și tu ai spus, da, Mahalara e banda este un promotor al culturii rome, da? Și România și sănătate, da? Și de mulți ani și asta, de adică mulți nu ani, e de ieri. Mulți ani, de mulți ani. Din nou, sunt omul care să perii, da? Tot timpul când am avut nevoie de un sprijin, am apelat la Partida Romilor. Și din nou mulțumesc domnului președinte Nicolae Pomândești. Tot timpul am găsit înțelegere din partea dânsului. E, aceeași înțelegere aș vrea să găsesc și din partea celorlalți. Da, mă, ai nevoie, mai ales când ești trupă independentă. Eu știu ce zici, pentru că și eu am o trupă de teatru independentă și știu ce înseamnă să o, mă rog. Și te rog să mă crezi, tot timpul când am participat la acțiunea asta făcută de către etnia romă, prețul meu a fost mult, mult, mult sub prețul de catalog. Deci așa au dat ei sau așa? Nu, așa am puțin de lucru. Așa am puțin de eu. Da, da, când scați prețul, la un moment dat ești evaluat, subevaluat, nu? Nu m-ai înțeles. Dar încerc prin tot ceea ce fac să ridic nivelul... Să fie aproape de ei. Nivelul cultural, da? După cum știi foarte bine, da? Am avut o discuție cu Vali înainte. Vali Rupiță, vorbim despre Vali Rupiță. Am încercat să dau un alt... iz imnului, da? Imnul romilor, da? Și văd critici, stai ușor, imnul trebuie să fie respectat. Deci dacă ne uităm și ascultăm, da? La celelalte etnii, celelalte țări, la imn nu se dansează niciodată. Deci eu am rămas puțin... În sensul că e nevoie de ceva solemnitate ceva acolo. Solemnitate, că de niciodată. E o variantă foarte bună, eu am ascultat-o, da? Și o variantă nu se cântă pe... rumbă, pe manea, pe nu știu, horă. Nu, acum n-ai voie. Eu am rămas oripilat, am văzut chestia asta. Da, știu la ce te referi. Păi hai să mai vorbim de eveniment, zic, că asta... Din punctul meu de vedere, dacă ar fi... Dar bine, nu-mi cere nimeni părerea, știi? Dar tu o spui. Eu aș impune, merge să ne faci întreba. Eu aș impune, da, tuturor participanților... Să știe limba romani. Nu, să cânte măcar o piesă în limba romani. Păi cred că se vor cânta. Deci acolo scrie, și Sorin a citit, este un festival concurs de muzică romani, eu așa am înțeles. Festival concurs de muzică romani. Și asta e mișto. Mulți artiști de muzică romani din Europa și nu numai. Eu sunt convins că vor cânta în limba romani, pentru că în general romii, când cântă, mai ales în context internațional. Excepția celor din România, ar trebui. Nu, se va cânta în limba română și adică cred că se va și puncta chestia dar asta. Dar bun, pe unde ați fost voi, pe la concursurile astea, pe la festivalurile astea de muzică romani, nu veneau artiștii romi și cu cântece în limba română? În afară de bulgari, sârbi, probabil și albanezi, nu știu cum... Vedem! Acum, pentru că eu am muncit toată săptămâna, dragi prieteni, vedem un material pe care eu l-am filmat alături de colegii mei cu cei de la Taraful Cleante. Așadar, vedem materialul, după care revenim. Dragi prieteni, avem o întâlnire deosebită astăzi. Suntem cu cei de la Taraful Cleante. Asta pentru că sunt și ei invitați speciali și vor avea un recital extraordinar pe data de 4 aprilie. Ne pregătim așadar pentru cel mai mare eveniment care va avea loc în contextul zilei de 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor. Cel mai important festival al romilor și unicul, singurul cred festival că singurul, da. De muzică romani al romilor la nivel internațional. Vor veni artiști din toate țările. Voi sunteți invitați speciali acolo. Da, să rămână în primul rând. Da, suntem invitații, am avut plăcerea de a ne invita domnul Drăgoi să avem un recital, noi Taraful Cleante și bineînțeles cu Diana Matei. Normal. Am înțeles că sunt foarte mulți și invitați, dar vor fi foarte mulți participanți.
la acest concurs, da, festival. Da, da, da. Participați din toate țările și, uite, dacă tot ai amintit, pot să-ți spun așa, Israel, Statele Unite, Spania, Franța, Grecia, Italia, Bulgaria, Albania, Macedonia, România, evident, Italia, Cehia, deci va fi... Peste tot, pe unde găsim romi. Ce să vezi, romii peste sunt tot. Peste tot, da. Da, ne bucură că se întâmplă și lucruri de genul acesta, foarte frumos, foarte frumoasă inițiativa și proiectul care vor să-l facă. Vom fi prezenți... Vom cânta, vom face ceea ce știm noi împreună cu Diana. Sper să fie un succes și să aibă continuitate, să nu fie doar anul acesta. Să fie așa. O tradiție, nu? Ar fi extraordinar. De ce credeți că e important să avem evenimente de asemenea calibru de ziua noastră, în nu? Primul rând, ziua romilor pe 8 aprilie. În primul rând, pentru că ne strânge cu toții, ne suntem cu toții acolo. Uh-huh. Faptul că ne putem să... ne vedem, să mai schimbăm o idee, o părere. Și să arătăm lumii că țiganii, cum se spune, sunt talentați. Asta nu cred că mai trebuie să arătăm, că știe toată lumea. Exact cum sunt negri în America, așa suntem și noi peste tot în Europa, țiganii. E ceva cu talentul ăsta al nostru. Nativ. Dar este important să ne vedem, să schimbăm idei, nu neapărat numai de muzică. Dar absolut creante... Eu aș fi foarte curioasă, uite, niciodată n-am, deși ați mai fost la noi în emisiune, dar noi n-am vorbit despre când, cum s-a înființat Raful Cleante și de când există pe piață. Eu vă știu așa de vreo 10 ani, 8 ani, 10 ani. În urmă cu 14 ani am avut un eveniment nefericit în familie, s-a prăpădit tatăl meu, Cleante. Am revenit acasă, George s-a făcuse deja mare, Ștefania la fel, și am hotărât să fac eu cu Diana să înființăm, să formăm un grup cu câțiva colegi de-ai noștri, muzicanți, sub denumirea de Taraf Cleante, cu prenumele tatălui meu. Am căutat băieți muzicanți de-ai noștri, am găsit, mulțumim lui Dumnezeu, acum suntem 46. Atâția băieți ai întâmplat? Suntem 46. Dar cum reușești să... Că asta e o chestie foarte... Trebuie să fii... Nu rău. Să-ți iei atâția oameni. Nu rău. Trebuie să fii un bun coordonator. Păi cred că sunt. Cu modestia... 46 de oameni, că nu sunt? Ne împărțim atribuțiile. El, Diana, eu... Și da. Tu faci parte din... De ceva timp, din, da. Din consiliu. Bine, din consiliu de administrativ. Da. Dar să știi că este ușor și suntem... Eu, unul, sunt bucuros că... Uite, vezi, vii și ne întrebi, Taraful Cleante, pentru mine vibrează, nu spui Marian Cleante sau George Cleante, spui Cleante, pentru mine totdeauna este o emoție. În emisiuni TV, în spectacole, la evenimente private unde noi mergem mai tot timpul, să știi că e o chestie extraordinară pentru mine, o împlinire. Dar de la câți ani cânti, Marian? De la 6 ani, din clasa 1. Dar am avut parte să... norocul să cânt alături de foarte mulți titani ai muzicii, Michael Bolton, Demis Roussos, Tony Hanna. Am avut niște concerte cu un impresar libanez la origine, dar tatălui era grec, Elefteriades se numește, Elefteriades. Numele de familie. Un impresar, Michel, foarte, un om extraordinar, de vizionar, să spun așa. Uh-huh. Și am făcut și eu și Diana parte din acest turneu în toată lumea. Ani de zile, ani. Tu ai fost și un mentor bun, bănuiesc, pentru fiul tău. Eu sper. Și un profesor exigent. Și un profesor. Timp. Am înțeles, păi povestește-ne, de la câți ani ai cântat? 7 ani. Cu bunicul meu am început. Cu bunicul tău. Da, cu Cleante, da. Da, da, da. Că l-am început, el mi-a arătat. Tot cu vioara când și tu. Da, da. La noi e tradiție. E o tradiție. Exact. La noi cred că sunt cel puțin 8... nouă generație unde s-a cântat doar cu vioara. Doar cu vioara. E celebru, e celebru și satul Cleante unde au cântat oamenii tatăl meu, de exemplu, el a venit în București la 14 ani, în Puști din Oltenița, unde s-a angajat la Barbu Lăutaru, atunci la Filarmonica Barbu Lăutaru. De atunci a început să fie cunoscut numele în branșă, branșa noastră, a muzicanților, a lăutarilor. Faptul că el venind și numele a fost mare, a fost și o responsabilitate pentru mine,
Și acum și mai mare și pentru George. Să mențineți numele acolo unde este locul. Și dacă poate, și să dea Dumnezeu să poată, să-l facă, din, cum am zis noi, din Cărarea Mică, să facă el bulevardul la mare. Ne întoarcem puțin la evenimentul de pe 4 aprilie, care va avea loc la Romexpo. Unde? La Romexpo. Și suntem și noi? Da. Am uitat. Asta vreau să zic, că e un eveniment grandios, foarte, foarte mare, unde vor veni foarte mulți spectatori. Ce credeți că, ce impact credeți că va avea acest eveniment pentru spectatorii români, să zicem? Da, cred că vor fi și din alte țări. Băi, eu cred că bun, cred că o să fie ceva ok, n-are cum să nu, mai ales că avem invitații, am înțeles de la tine acum, din Spania, din Anglia, din Franța, din Statele Unite, Olanda, de peste tot. Cehia. Cum? Italia. Sunt culturi diferite, pentru că țiganul din Anglia, de exemplu, stabilindu-se acolo, a împrumutat sigur. Din obiceiurile de unde vine, și este un schimb de experiență extraordinar. Cred că o să aibă un impact extraordinar. Păi vă așteptăm cu drag pe 4 aprilie. Unde? La Romexpo, mai că am ținut minte. Unde? La Romexpo. Uite, el e bun de să promoveze. Exact, știi? Exact. Deci când nu te aștepți, te unde? Dar nu știam unde, deci la Romexpo ai spus, deci, nu? Unde? Așa, da. Este un eveniment mare, am înțeles, de la Eugen Drăgoi, căruia îi mulțumim din nou pentru invitația făcută. Veniți toți acolo, va fi extraordinar. Va fi cel puțin foarte strange, foarte ciudat pentru noi să ascult, sau pentru public să asculte și țigani din alte țări. Da, și eu abia aștept evenimentul. Deci, Drăgoi Music Art și Partida Romilor sunt cei care vă pun la dispoziție acest eveniment și eu zic că e o chestie mișto să se mai întâmple asemenea evenimente. Să dea Dumnezeu. Să mai avem ocazia să vedem artiști și din alte țări, cum ai zis și tu, să facem acest schimb cultural, pentru că e foarte important. Vă doresc mult succes în continuare, proiecte multe, o să aveți, nu? Să fim sănătoși. Sănătate multă, tot ce vă doriți. Vă mulțumesc foarte mult și spor la repetiții. Mulțumim frumos, vă mulțumim pentru invitație, pentru interviul acesta, pentru tot ceea ce faceți voi pentru noi, pentru romi. Dragi prieteni, rămâneți alături de noi. Emisiunea Din Viața Romilor continuă. Alături de noi. Emisiunea continuă după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit, dragi prieteni. A revenit și Sorin Sandu. Vrei să zici ceva? Am revenit amândoi. Același lucru vreau să zic. Că a revenit fără muzicuță. Asta. Evenimentul este că pe lângă evenimentul din 4 aprilie de la Romexpo, Zita, Partida Romilor Pro Europa și Drăgoi Music, cum se cheamă, iartă-mă, Drăgoi Music Art, să nu greșesc, un eventul festival concurs de muzică romani, este că se află în, pentru cei care au deschis televizoare mai târziu, în platou cu noi, doi membri
era, să zic, membrii marcanți, principal, cum să zic, reprezentanții trupei Mahala Raibanda, Aurel Ioniță și Daniel Crețu, Recte Gajo Dilou, omul care, solistul trupei care face show pe scenă. Face show pe scenă și care cântă în limba romanii, el nefiind vorbitor nativ. Dar stai puțin, că de... făcea aici niște chestii în pauză. În pauză, ia. Reluare. Șucarsan, șucarsome, da-i-da-da-da-da-da-da-da-da, buciucarsan parnie, dai-dai-dai-dai, mesimbrun vitugaji, da-i-da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 , buciucarsan parnie, așa! Foarte mișto. Ce ați mai făcut în ultima vreme, domnilor, de la Mahala Raibanda? Dragul meu, suntem în cantonament de vreo așa, după sărbători, o lună jumate. Da. Păi, ca să dăm ce și am avem încă o lună la dispoziție, pentru că noi în perioada 26 martie 7 aprilie suntem în turneu în țară. Deci am făcut special o fereastră în turneul nostru să venim la București. Data de 4 aprilie, data de 4 aprilie. Festivalul ăsta, da? Deci eu consider că acest eveniment este un eveniment major al anului 2020. Cred că va fi unul dintre cele mai mari evenimente de genul acesta organizate în România pe tema muzicii romani. La nivel internațional, da. Da, pentru că la ce se anunță aici, iată, să mai reiau, Connector, Mahala Raibanda, Taraful Creante, Raluca Drăgoi, Gypsy Kings by Paco, Orchestra Simfonică Constantin Mirea, artiști invitați din Israel, Statele Unite, Spania, Franța, Grecia, Bulgaria, Serbia, Albania, Macedonia, România, Italia, Cehia. Vorbim despre artiști din toate aceste țări, artiști romi. În principal rom sau care sau trupe cânta, rome sau trupe care performează în zona, asta a muzicii, da, muzicii romanii. Și revenim la voi cu cantonamentul acesta, deci pregătiți turneul din martie-aprilie, a zis. Turneu național, da, și la noi e premieră mondială. Unde veți fi, în ce orașe? Cluj, Oradea, Iași și cred că și Paraibu, da? Wow. Dar sunt multe informații care vor fi pe pagina de Facebook, Mahala Raibanda, intrați vorbim acolo să-i vedeți. Bun. De să-i ce urmăriți facem acest turneu? Sper, vreau de tot sufletul, să ridic nivelul trupei Mahala Raibanda la un nivel de trupă cu iz național. Da? Nu sunt naționalist, n-am nimic, da? Deși noi cântăm în limba romanie, atenție, sunt multe piesele noastre care sunt preluate de majoritate. Da. Am auzit păi, și eu. Mahala Jazz au cântat tot. Mahala Jazz au cântat tot. Eu sper ca noi toți cei care încercăm să promovăm cultura romă, să ne dăm mână. Să ne deblocăm. Da, să ne vasco vas. Iloco ilo. Te vază să americ cu la vastesa hailo ilesa, e, da. Să ne dăm mâna cu toții și să facem fiecare ceea ce știm mai bine, să încercăm să ridicăm puțin nivelul, pentru că totul pleacă de la educație și cultură. Dacă nu avem, dacă nu avem baza de educație și cultură, nu am făcut nimic. Da. Dar eu cred că oamenii ăștia care vin invitați și nu doar nu ei, alți, tu vorbești în general. Vorbești în context național, cultura română în context românesc. Da. Pentru că, hai să spun o chestie, sârbii sunt peste noi cu foarte mult. Bă, întotdeauna la cultura română. Oamenii ăștia. Bulgarii, uite-te ce concerte fac bulgarii, da? Cu Aziz. E industria. Industrie. Uite-te la Armenia, armenșic. La ce nivel? Păi noi s-a încercat să facă Connector, fratele nostru, da? A încercat să facă, să-l cheme ca invitat pe Florin Salam și l-au jurat nu știu câți. Bine, mulți au înjurat, dar mulți au gustat păi spectacolul respectiv. Așa trebuie făcut, da? Zici de concertul de la Sala Palatului. Da. A fost, de ziua lui. Pentru mine a fost wow întâlnirea aia între el și așa Salam. A fost făcut. Eu vă propun în felul următor. Facem o mică pauză de discuție pentru că urmărim un om excepțional care s-a integrat foarte bine în peisaj. Ba, nici n-am ce cuvinte să spun. Când vorbești despre Connector, zici doar... De Trailes Bachtalo! Zici doar Connector, un interviu realizat de colega mea, Zita Moldovan, filmat tot de colega mea, Zita Moldovan. Că doream Mucește! Că doream Mucește, nu. Un interviu foarte, foarte tare cu Connector, realizat de colega noastră, Zita. Îl urmărim și revenim la discuția asta care este foarte importantă. Dragii mei, suntem alături de Connector. Relu este aici, l-am prins la un fel de repetiții, putem da, spune. Și eu o să spun așa, te traeles bachtalo. Odel, odel bachtalo, venți ai înțelepciunea, ai binecuvântarea. Wow. Ca să fim în ton. Nu știu foarte multe. Asta e. Da, asta vreau să te întreb. Ziceai mai... că nu știi romanii, dar văd că le cam... Mai știu și eu de pe la verii mei, de pe la muzicanții cu care am mai lucrat, dar nu... În familie nu s-a vorbit. Da, din păcate. Eu mă oftic foarte tare.
Mi-ar fi plăcut să știu la perfecție, să vorbesc perfect. Nu e târziu încă să da. Înveți? Da, da, corect. Norocul, mai am clăparul meu, Ciobi, care e muzican și e rom, mă învăț de la el. Deci ai și în band băieți care sunt romi. Știi că este o vorbă la, în lumea muzicanților. Zice că, ca să funcționeze un band, trebuie un roman acolo. Să lege treaba, să dea culoare. Așa se zice. Ama, eu cred că e adevărat. Și eu cred. Relu, ți-am făcut astăzi o vizită în contextul zilei de 8 aprilie, da. Care, mă rog, e puțin departe, dar destul de actual ca să vorbim, pentru că ne pregătim de un mare eveniment pe data de 4 aprilie. Va fi un eveniment la Romexpo și cred că tu știi de treaba asta, pentru că ești absolut pe afiș. Vreau să spui cât de importante sunt aceste evenimente pentru noi români. Cred că sunt destul de importante în contextul în care, în ideea în care noi trebuie să fim înțeleși sau percepuți nu doar ca niște lăutari, căci cumva interpreții de muzică romanii au fost catalogați sau limitați, să zic așa, în eticheta asta de lăutari. E foarte bine că se oficializează arta noastră. E bine venit, e venit la fix, ca să zic așa. Pentru că am văzut și noi că cum mari interpreți, mari artiști din etnia noastră au fost desconsiderați. E timpul să oficializăm asta. Tu cumva ai oficializat muzica etniei romilor pe cele mai mari scene, putem spune. Ba mai mult decât atât, ai adus un plus valoare culturii romilor. Nu poți să uit acel moment când tu ai apărut pe scenă cu acel tricou, sunt țigan. Sunt țigan. Și s-a creat așa o isterie în tot mediul, și online, și atunci la concert. Toată lumea a vorbit despre curajul. Iată ce curaj a avut Connector să spună că e țigan. Da. Cum ți se pare chestia asta? Adică ce te-a determinat să faci chestia asta atunci? Să știi că acum percepția mea e ușor diferită. Spun asta pentru că, uite, ai spus că am dat dovadă de curaj. Așa am crezut și eu atunci. Doar că, vezi tu, poziția mă trăda puțin în momentul respectiv. Dacă încă mai eram țigănușul din Dristor care încă mai vindea ziare, nu știu dacă mai apăream cu vreun tricou pe undeva să zic că sunt țigan. Știi? Da. Dar statutul era altul, statutul, nu? Era altul, cumva puteam, era seara mea, am luat cele mai multe premii pentru cea mai bună piesă a anului, pentru cel mai bun artist al anului. Era cumva... Era atunci cu Vara nu dorme. Exact, da. Nu, cu Burning Love. Burning Love. Și atunci nu mai văd ca pe un act curajos, dar îl văd ca pe un act esențial pe care Universul a vrut să se întâmple. Cred că s-a schimbat un pic percepția. Ții minte că era și anul cu Sarkozy și cu... Da. Cu toate nenorocirile. Cu toate nenorocirile, exact. Și atunci cred că a venit... A fost binevenit. Nu a fost neapărat un act curajos, dar a fost un act într-adevăr binevenit. Dar ce te-a determinat? Cum ți-a venit gândul de a apărea cu acel tricou? Adică ce te-a determinat să faci chestia asta? Ai zis, acum e momentul meu. Exact. Și trebuie să... Am zis, băi, o viață am încercat să... Să-mi spăl imaginea mea cumva, să fac oamenii să înțeleagă că țigan nu e doar un atribut, este mai mult decât atât. Suntem o cultură, suntem un neam, avem o tradiție. Și am vrut să vadă românii în principal, să vadă că suntem și altfel, că nu doar băgăm mâna în buzunar, că nu doar, știu eu, mai facem alte nenorociri, ci facem și artă. Pentru mine, când spui țigan, pentru mine înseamnă meșteșug, înseamnă artă. Eu sunt jumătate țigan ursar și jumătate ciobotar. Adică bunicii mei, străbunicii mei chiar erau meșteșugari foarte bine pregătiți, care făceau ciubote. Dacă nu știi ce înseamnă ciubotar asta. Bine, pentru cei care nu... Nu, eu știam că tu știi. Deci da. Ciubotar și ursar. Ciubotar și ursar, da. Foarte tare. Da. Bun, hai să revenim puțin la ziua de 4 aprilie. Da. Cum te pregătești pentru ziua asta? Știu că vei susține și un recital. Voi susține și un recital, da. E
Singura chestie pe care trebuie să o pregătesc este odihna mea. Trebuie să mă odihnesc foarte bine. În rest, sunt obișnuit, am mai făcut astfel de acțiuni. Dar, bineînțeles, voi fi puțin mai sensibil pentru că e vorba de noi, de romi și... Ne faci vreo surpriză? Apari cu ceva? Ne spui? Nu știu, s-ar putea să vă fac o surpriză, poate chiar cu Raluca Drăgoi. Oh. E posibil să vă fac o surpriză, dar asta rămâne de văzut acolo. Atunci, da. Dacă e surpriză... Să nu dezvăluim nu chiar tot. Nu se spune, nu se spune, da. Ce noutăți ai mai scos în ultima perioadă, Relu? Ce ai mai făcut? Sau lucrezi la ceva? Am promis că anul trecut o să scot un album care se numește Mulțumesc. Nu l-am scos, n-am reușit să-l finalizez, dar anul ăsta o să-l duc la bun sfârșit. Ba mai cu seamă, pe 9 iunie îl voi prezenta la Sala Palatului, acolo unde voi face a doua sală Palatului, al doilea an consecutiv al show-ului Eu sunt Ștefan, de ziua mea, fix de ziua mea, pe 9 iunie. Dar să nu încurcăm datele, deci avem 4 aprilie, este un, chiar dacă sună pro-domo că încerc cumva să promovez, marfa noastră. Păi dar, chiar asta face. Dar e devenit pentru că vor fi țigani de pretutindeni, vor fi romi din Franța, din Italia și din, în general, mai toată Europa. De asta este un show la care trebuie neapărat să vină toată țara, de ce nu? Să vină toată țara. Este un festival care într-adevăr a necesitat foarte multă muncă, pentru că nu e ușor să faci un astfel de festival cu atâția oameni aduși din afară, și aici trebuie să-l felicităm cumva pe Eugen Drăgoi, el a avut inițiativa asta. Domnul Eugen Drăgoi este un mare organizator, o să-i rămân veșnic recunoscător pentru că el s-a ocupat și de nunta mea. Este un om care este născut pentru logistică. Se pricepe. Se pricepe fantastic. Și bineînțeles în colaborare cu organizația Partida Romilor Pro Europa, care susține evident acest eveniment și care a susținut la rândul multe alte acțiuni, da, evenimente în contextul zilei de 8 aprilie. Și să nu uităm că ziua de 8 aprilie putem să o sărbătorim în voie începând cu anul 2006, atunci nu știam. Da, printr-o inițiativă legislativă, deputatul Nicolae Băun a legiferat cumva această zi ca noi să o sărbătorim în voie. Și vor fi evenimente, cred că, pe tot parcursul săptămânii aceleia și pe tot parcursul lunii, de ce nu? Ziua de 8 aprilie, într-adevăr, este o zi foarte importantă pentru noi, pentru toată etnia romilor. Și an de an s-au făcut evenimente, dar acest eveniment este total diferit, este un alt fel de eveniment. Putem să spunem, pentru că dacă promovăm evenimentul, trebuie să îi captăm pe cei de acasă, va veni și Gypsy King. Asta am auzit și eu. Nașu Pepe cu siguranță va fi în primele rânduri. El fiind un mare fan de Gypsy King. Da, eu cred că va fi un show de excepție. Îmi pare că, sau sper ca la momentul lor să pot să fug repede în public să savurez și eu Gypsy Kings. Ca să nu uităm ceva, uite, mi-am notat și pe telefon. Dragi prieteni, vor fi vor veni participanți din următoarele țări: Israel, Statele Unite, Spania, Franța, Grecia, Bulgaria, Serbia, Albania, Macedonia, România, evident, Italia și Cehia. Știam deci, eu că duc ceva cu Cehia, da. Asta e minunat, deci trebuie să înțelegeți, nu sunt romi plecați din țară în America, Cehoslovacia, Italia. Sunt romi de acolo, romi... Apropo de chestia asta, mi-arătai la început, când înainte să pregătim interviu, mi-arătai un premiu de care ești foarte mândru. Un premiu pe care l-am câștigat pentru merite aduse culturii Roma. Premiul care mi-a fost înmânat de către Asociația Internațională a Romilor din Muntenegru. Uh-huh. M-am simțit extraordinar pentru că am întâlnit acolo romi super educați și romi care care aveau două limbi de bază, respectiv cea din țara din care făceau parte, dar și limba romani. M-am simțit un pic rușinat, sincer să fiu, pentru că
Sunt, cum se spune la noi, între noi, să spunem, sunt un țigan ușor părât, așa se spune, pentru că nu știu foarte bine, nu stăpânesc foarte bine limba română. No, eu zic că nu trebuie să fii rușinat, pentru că tu vorbești prin arta ta, indiferent ce limbă se vorbește. Da. Tu când cânti, atunci te înțelege toată lumea. Da. Sunt ferm convinsă, nu trebuie să faci alte eforturi. Evenimentul se numește Roma Song Contest. Nu știu, la început mi s-a părut că sună așa pompos și că... Dar cred că nu e așa. Cred că noi romii chiar avem nevoie de... Noi romii suntem niște internaționali. Exact, nu? Exact. Trebuia să fie în engleză, într-o limbă internațională. Și cred că nu e deloc pompos, mai ales că va fi prezentat de către mine, adică eu sunt un tip pompos, așa, știi, către o doamnă a culturii media, mai ales, Zita, nu? Adică, uite-te puțin la noi. Pomposi. Normal. Da, într-adevăr, noi suntem prezentatorii evenimentului, astăzi am aflat și eu și mă bucur foarte mult să prezint alături de tine. Și eu, să știi, cred că te-am urmărit de-a lungul anilor. Mulțumesc. Mai în toate taberele în care ai fost, nu doar la Național TV. Mersi mult, mersi. Și cred că vom face echipă bună. Așa cum am zis, vor fi foarte, foarte mulți artiști. Avem și artiști care, din România, care vor susține recitaluri. Tu ești unul dintre ei. Va fi și Raluca Drăgoi, Taraful Tleante, Mahala Raid Banda, Țancă Uraganu și orchestra simfonică condusă de Constantin Mirea, sub bagheta dirijorului Mădălin Sandu. Deci, deci avem o orchestră simfonică a noastră? Da, 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 da. E minunat, nu știam. Mirea este de-al nostru, Constantin Mirea. Ce tare. Da, da, da. Țancă Uraganu, ne cântă Bănățene d-alea. Deci... Abia aștept. Eu am o piesă preferată de la el. Care, vai, care? Vai, vai, vai. Poți să fredonezi un pic? Maradevla de Barva. De partea, nu mai știu ce zice. Dar știi că e ceva cu vai, vai, vai. Dar știi ce e Barva? Da, da, da. Maradevla, vânt? Vânt, da, vânt, da, da. Da, da. Of, că-mi zice că nu știe romanii, dar știe. Înseamnă Dumnezeu, bate, blestemara, da, bate, blesteamă, Doamne, vântul, da, nu? Care da, mă întoarce acasă. Da, da, da. Da, da, da. Da, e, vezi că hai, nu hai, sunt chiar așa. Sunt modest, mă, de fapt, știu că nu mai vorbesc. Bun, ai scos, ai făcut Sala Palatului, ai scos și o piesă nouă, cum se numește? Am scos și o piesă nouă, se numește Independența, este despre consumul de droguri și e o piesă mai mult decât socială, e o piesă cu un mesaj profund. Se bucură oricum de un real succes pe canalele, pe YouTube, pe Spotify, pe tot ce înseamnă media. Și face parte din albumul Mulțumesc. Este un album underground. Am fost mustruluit și tras de urechi de casa de discuri și de către impresar, pentru că nu este un album comercial, nu e un album radio, dar este... am considerat că am ajuns la nivelul la care pot să-mi permit să scot și ce vrea sufletul meu. Și atunci albumul ăsta Mulțumesc, de pe care mai sunt piese extrase de pe album care au mai fost lansate, piesa cu Andra, piesa Semne, este o piesă de pe album. Uite, da. Semne, e foarte mișto. Da, 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 da. Dar bineînțeles și Geneza, Mulțumesc sau Repetent sunt niște piese extraordinare. Și tot albumul este... Tu îți compui piesele, nu, Renu? Da, da, da. Nu am știut niciodată dacă să fie ăsta un avantaj sau un dezavantaj sau o calitate sau un defect, pentru că nu știu dacă sunt un interpret foarte bun, la modul că să pot să mă transpun foarte ușor în pielea unui personaj, să mă duc la un compozitor care să fac o piesă și eu să o cânt. Cumva ce am ce cântat tot timpul, ce am făcut eu, ce am compus eu. Abar n-am. Nu știu cum să o iau. Succesul pe care l-ai făcând chestia asta și de interpret și de compozitor. Cantautor, da. Da. Cred că funcționează. Funcționează, adică... da, e clar, e clar. Nu știu dacă ar funcționa și invers. Nu știu, n-am prea încercat. N-ai încercat. Nu. Da, deocamdată eu zic să o lași. Eu așa. Zic că e bine. Merge, merge banda. Merge banda, treaba. Exact. Bine, Relu, dacă ai să le spui ceva telespectatorilor, noi ne mai întâlnim, evident, pentru că vom tot promova de-a lungul acestor luni evenimentul de pe 4 aprilie, așadar, dragi prieteni, faceți-vă de pe acum program în agenda, data de 4, înconjurat acolo și nu plecați nicăieri, rămâneți în București, veniți la Romexpo. Da, ce să spun, mă bucur mult că se întâmplă... Damian Drăghii spunea la un moment dat că toată partea asta negativă a romilor care s-a tot desfășurat de-a lungul anilor a fost și un semnal de alarmă către ceilalți, gen, oameni buni, suntem aici, ne vede cineva, exact. Nu ne vedeți?
Nu ne auziți? Suntem aici. E bine că se întâmplă astfel de acțiuni, e bine că există fundații, asociații și oameni, așa cum este și domnul Eugen Drăgui, care se ocupă de cultura noastră. Cred că educația este foarte importantă și, bineînțeles, cultura face parte din educație. Deci este minunat. E minunat că se întâmplă ce se întâmplă. Și așteptăm pe toți, nu? Pe data. Vă așteptăm pe 4 aprilie, bineînțeles. Rămâneți alături de noi. Emisiunea continuă după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit, dragi prieteni, vorbim cu Aurel Ioniță și cu Daniel Crețu Gajodilo de la Mahala Rai Banda și de asemenea cu Zita Moldovan. 4 aprilie la Romexpo, festival concurs de muzică romanii cu participarea mai multor artiști de muzică romanii din Europa și nu numai. Avem aici Israel, Statele Unite, Spania, Franța, Grecia, Bulgaria, Serbia, Albania, Macedonia, România, Italia, Cehia, America, Statele Unite. Un eveniment organizat de Partida Romilor Pro Europa și Drăgoi Music Art. Avem recitalul. Și evenimentul, trebuie să zicem și cum se numește, Roma Song Contest, nu? Roma Song Contest, așa. Cum zice colega noastră Zita Moldovan, Connector, Mahala Rai Banda, Taraful Cleante, Raluca Drăgoi, Orchestra Simfonică, Constantin Mirea, da. Și dirijor Mădălin Sandu. Și invitat special, să nu uităm, Gypsy King, că ei sunt acolo. Gypsy King, invitat special. Da, sunt oamenii care ne-au bucurat tinerețea, ca să zic, copilăria, dar avem aici invitat special Mahala Rai Banda. Hai să vorbim despre Mahala Rai Banda acum. Mahala Rai Banda, care va fi în acest concert, a zis că, în acest festival, a zis voi că veți face o fereastră, veți avea o fereastră, pentru că Aurel Ioniță, vorbeam de turneul pe care vreți să-l faceți în țară, cum ați găsit bani? Voi sunteți trupă independentă, ziceai. Of. Așa. Da. Deci, mai mult de of. Și asta se leagă de discuția anterioară cu contrazicerea cu Zita. Mi-aș fi dorit, da, în acest turneu național unde Mahala Rai Banda, da, promovează cultura romă, să am așa 10% sprijinul autorităților noastre rome, da, ONG-uri sau mai știu eu ce. Dar, din păcate, deci, nu găsești, nu, vezi, pe undeva zi tare. Însă, atenție, se pot aranja lucrurile. Clar că da? Se pot, adică noi suntem optimiști, nu credem că acum... A, deci cu aranjamente merge treaba. Nu neapărat, dragul meu. Era o glumă, aranja. Sigur. Dragul meu. Se pot, da, sigur. Se pot aranja. Eu se cred pot că face autostrăzi. Peste 20 de ani, când nu voi mai cânta, sigur. De ce? Nu, deja nu suntem de acord. 54 plus 20 64. Toate piesele care noi le-am creat, inclusiv cele cu tine, da? Care au mesaj și o poveste frumoasă, să fie inscripționate pe un CD, da? Și să fie dat copiilor, să vadă copiii cum s-a născut, așa. Toți am cântat Techlaste, Ghilabas, nu știu ce. Și s-a terminat toată povestea. Ei, asta cu Rai Baro. Cred că fiecare dintre noi, da, e acasă la el un Rai Baro. Corect? Adică un mare domn. Un mare sau domn. O Rai Nibari. Sau Rai Nibari, sigur că da. O doamnă, sigur că da. Mi se pare corect. Meca Maula, tot la fel, cu un mesaj foarte frumos, da? Să prindă toate, și toate se... piesele voastre au un mesaj mișto, toate. Ei, de asta spun, da? Noi suntem formatori de opinie, promotorii acestei culturi. Dacă fiecare dintre noi ne ducem aport, puțin câte puțin, câte puțin, facem ceva. Dacă nu, fiecare. Se ridică acest edificiu care se numește cultură. Cultură. Vreau să... Am mai zis-o și cu altă emisiune, Zita, cu alte ocazii, vorbind cu oamenii ăștia superbi. Vreau să-l admir încă o dată public pe Aurel Ioniță pentru tenacitatea cu care
s-a bătut să ajungă numele Mahala Rai Banda unde a ajuns, pentru că a ajuns undeva sus. Adică eu mi-aduc aminte, cu ani în urmă, eram pe la un ONG, pe la Romanii Cristi, ai venit, voi erați oricum ceva mai cunoscuți în afara țării decât aici și ai venit, ai vorbit cu colegii de acolo, nu știu, v-au susținut la niște evenimente sau v-au invitat la niște evenimente. Așa și eu atunci am auzit prima dată de... Eu recunosc, nu i-am știut, nu i-am cunoscut. Erau la început atunci. Și apoi, nu erau la început, erau la început în România. În România, în România. Toate ei sunt cunoscuți de multă vreme. Și pas cu pas, pas dar cu ce, pas. Cum să zic, ce aiurea e, frate, până la urmă, știi? Te cunoaște toată lumea în afară, scriu de tine ziare în afară, ești chemat pe la toate festivalurile astea internaționale pe afară și în România nu ai acces. Păi eu despre asta vorbeam, Aurel. Aoleo, dacă nu-mi dai dreptate nici acum, plec din emisiune. Ai dreptate. Dar știi ce se întâmplă? Uite că uneori ai nevoie dar știi ceva? Lasă și păstorii să muncească, știi? Ai nevoie de... sau se întâmplă. Asta e un fenomen care se întâmplă. Oameni de valoare care nu sunt văzuți ca oameni de valoare aici, în spațiul românesc. Dar doar în România nu, se întâmplă, dragule. Nu știu în alte părți, dar la noi se întâmplă. Până nu primesc o validare din, din afară, afară, da, exact. Și sunt validați de acolo și deodată vin cu imagine. Exact. Ceea ce nu e rău. Ceea ce e horror. Cum adică nu e rău? E foarte rău. Să primești validare din afară e bine. A, să primești validare, da, dar adică da, da, în același timp să primești de la tine. Exact. Toți mergeam pe principiu, nimeni nu e profet în țara lui. Însă eu am fost puțin mai încăpățânat, da. Și cred, sper toată inima, că am adus trupa Mahala Rai Banda la un nivel național. De cât timp există trupa, Aurel? Dacă mă întreb pe mine, cam de 20 de ani. 20 de ani. Oficial de 15. 15. Sunt o grămadă 15 de ani. 15 anul trecut. Și tu ai fost de la început în trupă? Nu, am 5 ani, cred. 5 ani. Între timp mai... Ce ați făcut dumneavoastră în ultimii 5 ani? Dar ce n-am făcut și ce facem și acum de altfel, că noi pe lângă repetiții și pregătire de, de concerte, noi lucrăm și în studio să pregătim piese, să... ne-am dorit tare mult să pregătim un album, dar e, e un pic dificil, că durează, necesită timp, mai ai și familie acasă, mai trebuie să le împarți pe toate să iasă treaba bună. Dar noi sperăm să ieșim la liman, să facem toate lucrurile. Ați ieșit de mult la liman. Cu ce avem acum propus. Dar cu ce melodie ați simțit voi așa că ați rupt atunci la începuturi? Adică care a fost? Mahalajasca a fost. Mahalajasca, nu? De când am intrat eu tot bas și bas. A fost o piesă, da. Mahalajasca a fost o piesă ca să fie acolo la număr. Da. Nu credeam. Nu credeați că să asta o să fie... Scumpa, cine credea la începuturi, că toată lumea nu dădea nimeni nicio șansă. Un nebun de la Clejani face o fuziune între fanfară și taraf și... Da, așa deci... e. Era ceva... Și eu din nou repet, cred că am adus Mahala la un nivel foarte bun în România. Cum faci tu de țitul toată trupa dictatură. Asta așa? Dictatură! Nu merge! Păi altfel nu merge. Cu democrația nu merge, nu? Cum au reușit dictatură? Păi tu muncești, tu filmezi, tu... N-ai spus tu chestia asta? Ba da! Vezi, așa fac și eu! Adică el muncește, deci dictatură față de tine, cum ar veni! Suntem o echipă, însă toate deciziile le iau eu. Chiar dacă îi las, trupei, chiar dacă îi las pe ei, așa e normal, da, într-o trupă, să-l lași pe fiecare să spună părerea, să zică, băi, aici e bine, aici nu e bine... trebuie să-l lași. Să contribuie, să-și aducă. Ultima decizie mi-apărține mie. De ce? Am o chestie așa, băi, le spun. Dacă în ultimii 20 de ani v-a fost bine cu nebunul ăsta pe care voi sifiliti și cum vezi, eu vă garantez că și următorii 5 ani, cel puțin, va fi bine. Da, nu mai eu... să aveți încredere. Da, eu am văzut că băieții au încredere în tine și am văzut că și tu ești așa un, nu știu, mai mult, nu-mi spere că ai... nu are nimic dictatorial. Chestii de-astea de lider sau de ceva. Îmi ești place să super... fii punctual. Îmi place asta să mie nu-mi place, dar mă rog. N-ai cum, n-ai cum. Când a întârziat zi, dar la niște spectacole, las așa. Las vorbind despre Aurel, nu despre nu, tine. Nu merge. Nu merge altfel. Dar cât e limita să întârzie? Cât le dai voie? Ustador. Ma, sper tu academic. Ai întârziat vreodată? Eu? Nu. Eu de ce mai punctual, credem. Serios? Da. Eu ajung cu sfert de oră mai devreme. Și n-ai zice. N-ai zice. Care nu, nu. Deci mie, dacă mi se spune să fiu la ora 12 acolo, eu la 12 fără un sfert acolo, că nu-mi place niciodată să fiu pe fugă. Mie-mi place să-mi beau cafea, să mai stau, să... Să mai cânti ceva. Să mă încălzesc, mă încălzesc în mașină. Eu fac vocalize în mașină. Că nu merge altfel. Și Parnou, și Gajo, ei nu merge. Nu glumesc. Între cei punctuali. E unul cei mai punctuali oameni pe care i-am trimit în viața mea.
Asta e bine. Da? Pentru, mi se pare că asta denotă seriozitate, în primul rând. Da, așa e, așa e. Respectă meseria pe care o faci. Da? Ți-am spus, se implică așa în tot ceea ce se întâmplă în Mahala Raiband. Sorin, de ce oare e important... Acum eu cică te întreb pe tine, dar vreau să-mi răspundă ești. O dau cu noi facem asta. Un joc de rol așa. Aici, eu mă fac că nu îmi vine așa și pe ocolite. Asta nu trebuia să o spun, era doar în capul meu. A vorbit asta, minții. Nu că dacă au băgat prin plan, se face la montaj prin plan și atunci noi nu știm că ceilalți sunt ca tine. Nu, dar de ce? Nu, sincer, acum, serios acum. De ce e important să avem asemenea evenimente grandioase? Că până la urmă e un eveniment destul de grandios în preajma zilei de 8 aprilie, cu ocazia zilei de 8 aprilie, acest eveniment întâmplându-se în preajma zilei de 8 aprilie. Ziceam, în primul rând, pentru că zilele astea mari trebuie marcate. Ele sunt, după părerea mea, sunt motive de recreare a unei conștiințe de apartenență la un grup. Recte, vorbind despre etnia romă, se întâmplă acest fenomen. E o fuziune, e o emulație care se petrece și oamenii se simt altfel că sunt romi. Uh-huh. Că de multe ori oamenii, cei de etnie romă, se simt... mici, minor, sigur că da, pentru că societatea, marginalizați, da. Pentru că societatea te împinge acolo. Cu ocazia acestor evenimente, cum va fi cel din 4 aprilie, și să-l mai spun o dată, Festivalul Concurs de Muzică Romanii, Roma Song Contest, un eveniment extraordinar, va fi în 4 aprilie la Romexpo, la ora 17 va începe, va dura foarte mult, un eveniment organizat de Partida Romilor Pro Europa, oferit de Partida Romilor Pro Europa și Drăgoi Music Art, la care vor participa invitați din multe țări ale Europei și din afara Europei. Așadar, revin, societatea care te împinge, te marginalizează de multe ori pentru că ești țigan. Da. Și te etichetează. Fac o paranteză. Pierde societatea foarte mult, pentru că în momentul în care pui o etichetă și ai ștampilat, nu vrei să vezi ce e dincolo de aparențe și pierde niște chestii superbe pe care le poate găsi la etnia romă. Am închis paranteza. Ei bine, de data aceasta are ocazia să vadă cultura romă, muzica romanii, manifestându-se în toată splendoarea ei, bucuria de a trăi, viața, energia acestor oameni, acestei etnii. Competența artistică, competența artistică. Vorbim despre performanță, când vorbești despre muzică interpretată de romi, la ce te gândești? La performanță. Cine sunt cei mai mari muzicieni acestei lumi? Ce etnie au aceștia? Cei mai mari cântăreți, cei mai mari artiști din zona aceasta. Și atunci tipul ăsta de evenimente este foarte, foarte important, pentru că arată lumii și o altă fațetă care e mai aproape de realitate a romilor. Sigur că motive, argumente sunt mai multe și poate că, apropo că ziceai tu, să ne ajute Daniel și Aurel. Să intervină invitații, că prezentatorul vorbește mult. Deci eu n-am știut ce să-ți răspund la această întrebare, să vedem ce părere are. Se vede că n-am mai muncit de mult timp, nu? Da, are chef. Adică vorbește mult, are chef. Cum voi sunteți? Cum n-am mai muncit de mult timp? Însă, crede-mă, da? Ce a spus este 500% adevărat. Deci numai prin evenimente de înaltă calitate. Evenimente mari ridici nivelul cultural. Aici se vede, da, potențialul. Băi, ce au putut să facă ăștia? Pentru că trebuie să ai și pretenția de la tine, să te arăți la nivelul cel mai înalt. Altfel, de ce fac un lucru dacă îl fac așa în sine ca și dacă fie. Îl fac doar ca să îl marchez? Și ar trebui să fie mai dese evenimentele de genul ăsta. Să le dea Dumnezeu să vedeți, să le ține obiceiul, așa zic eu, da? Poate ar putea să devină o tradiție. Da? Că afară se fac cel puțin o dată pe an. Nu, eu vă zic din culise niște chestii, dar nu ne aude nimeni. Nu ne aude, nu. Suntem doar noi așa. Ci că s-ar face la anul în Spania, dar nu e sigur. Și atunci ar putea deveni o tradiție, poate în fiecare țară participant aici. Dar tot așa e vorba de money, money, money. Give me love. Exact. Adică e tot pe principiul ăsta. Clar. Facem, dar cine investește, clar. Știi? Scumpa mea, până dar acum ceva timp se spunea cere și ți se va da? Acum se spune oferă și probabil vei primi. Primi. Și poate. Și poate, probabil. Bun asta, și poate. Pentru că Aurel Ionită zice oferă și poate vei primi, trupa Mahala Raibanda vă oferă în acest moment cea mai recentă melodie a lor, Dai Duma, nu? Dai Duma cadou se muzical. Cadou muzical de la Mahala Raibanda. Dai Duma că ce?
Janez Romanes, Janau, ciumii de bacă mereu. Vedeam despre ce este vorba. Ei oferă, vedem dacă noi primim. Revenim după Mahalarai Banda. Sucar san sucar somme trai da 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 la but sucar san parmi ai 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 me simron vit gazi trai da 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 la tu mi da tu de parmi ai 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 sucar san sucar somme trai da 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 la but sucar san parmi ai 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 me simron vit gazi trai da 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 la tu mi da tu de parmi ai 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 da 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 fără rase s-o cărdam. Jumătate sunt român, jumătate sunt roman. Cromozomii de numai, dai am balansul har. Și român ca bai, român ca bai, că dans ca brazilianco. Și hat, hat, îmi place alb, îmi place blanca. Mă duce cu zăhărelul mai rău decât Willy Wonka. Se mă rog de egiptean că mic Cleopatra. Caut una ca tine de când eram clasa 4-a. Da, da, nu mă lagă, da, da, da. Da, nu mă lagă, da, da, da. Alături de noi. Emisiunea continuă după o scurtă pauză de publicitate. Hei, manușale, me s-am prala savore, vite s-am cale galbeia, lole parne, amare ghili, conșune la techelel, nadichi morticolața, lolota del, atunci când muzica răsună, tu știi că muzica ne adună. Strigă cât de tare poți, muzica e pentru toți. Oh, ce mesaj! Gajor din nou, Daniel Crețu, solistul trupei Mahalarai Banda. Am combinat jumate-jumate să... Păi și ceva să înțeleagă toată lumea. Foarte foarte. Sigur, în România au fost altele versuri, dar nici nu contează. Pentru dar ce că mișto sună, e asta, sună... cu muzica ne adună pe toți, da, chiar așa, da, e. Da. Că uite, muzica ne unește. Uite, la acest chestie. Eveniment fix asta a fost o... Exact. Am fost aleși, da, vezi că... Fără Dumnezeu nu se poate. Așa. Și fără calitate, bineînțeles. Bunuț. Am fost ales să reprezentăm etnia, da, la promovarea unui dintre cele mai mari branduri de băuturi răcoritoare din lume. Hai să nu spunem. Și hai să nu spunem, dar hai să și spunem, da, de ce Mahalarai Banda. Pentru că Mahalarai Banda... Pentru că sunteți buni, mă, de aia. Nu, măi, pentru că facem acest lucru de peste 20 de ani. Da? Promovăm cultura romă. Și de-aia sunt puțin Aurel, supărat. Nu, nu, nu numai de asta. Nu supărat.
Sunt puțin așa... Da, știu sentimentul. Da, da, și ai perfectă vreau dreptate. Vreau să facem lucruri mari. Ai perfectă dreptate, da. Să rămână în urma noastră lucruri mari, făcute, bine, bine gândite, bine făcute. Așa... Eu promit când o să am primul milion... că eu voi investi în această trupă. Dar când îl voi avea... Tu ai promis că îmi dai și o cămașă de la tine din investiții. De acum 2 ani s-a terminat colecția. Facem altă. Asta vreau să zic. Am nevoie și eu. Vreau și eu la sacoul bărbătești, vorbesc serios. Facem. Uite, te-ai spus de niște comenzi acum. Sigur că astea sunt gratuite. Vreau să remarc ce a zis Aurel. Să revin un pic la lucruri serioase acum. Așa. Omul ne îndeamnă să gândim la scară mare. Romii de cel mai multe ori gândesc la scară mică. Gândesc minor. Și ca să ieși din starea asta de sclavie, că e o stare de sclavie, că tot am avut noi în emisiunile trecute și emisiune despre sclavie, despre perioada asta, ca să ieși din starea asta de sclavie, inclusiv mentală, că până la urmă și despre asta e vorba. Și de acolo pornește. Trebuie să ieși din mentalitatea asta minoră, Zita. Romii sunt oameni extraordinari. Numai faptul că te gândești. Eu am câteva argumente și le-am spus unor copii și au rămas fascinați la un moment dat. Faptul că știi că limba romanii se trage din sanscrită, în care sunt scrise marile texte filozofico-religioase ale acestei lumi, cele patru Veda, Purane, Rig Veda și așa mai departe, Brahmana și Vasuta, toate textele astea, texte sfinte pentru oamenii ăia de acolo. Le spuneam la un moment dat unor copii că limba asta sanscrită este limba zeilor, pentru că alfabetul sanscrit se numește Devanagari, iar Deva înseamnă zei, scrierea zeilor. Și m-am bucurat enorm când la sfârșitul discuției cu copiii respectiv, cineva, unul dintre copii a zis că el se bucură foarte tare că am vorbit, pentru că a aflat că limba romanii se trage din limba zeilor. Wow. Și atunci când îți creezi, îți construiești niște argumente din astea care să te înalțe, nu doar de alea care ai fost sclav toată viața. Sigur că au fost evenimente istorice. Și pe care nu le putem nega. Nu le poți nega. Dar faptul că ai trecut prin 500 de ani de sclavie, Zita, cu fruntea sus, îți dai seama cu ce putere au ieșit oamenii și ce vitalitate este în neamul ăsta romilor. Rezistența romilor este foarte reală, au rezistat atât vitalitatea, și creativitatea. Și atunci gândirea asta minoră nu face bine nimănui, pentru că nu câștigă nici romii și nici ceilalți cărora astfel li se pierde, li se taie accesul la a vedea, accesul către frumusețea etniei rome. Fascinația acestei, nu degeaba profesorul Sarău a scris cartea aia care se numește Floarea Romă, în care menționează mare artiști, mari artiști. De asta am ținut neapărat să fiți amândoi în această emisiune. Da? Ca să auzi pe sorii vorbind. E vorba de mentalitate. Este unul dintre cei mai citiți romi pe care am întâlnit până acum, da? Sau că n-am întâlnit prea mulți. Nu, că bravo. Mulțumesc. Care echipă, da? Deci eu am nevoie de oameni ca Sorin Sandu, da? Deci oameni puneți. Ia în trupă. Măi, cântă cu muzicuța. Nu, este un foarte bun text, e foarte bun poet. Da? Poate să recite în timp ce tu cânti. Am nevoie de regizori, de scenariști, să facem un concept împreună, pentru că singur nu pot face chestia asta. Aurel, noi, un simplu lăutar. Noi venim pro bono, noi nu vrem bani. Scumpa, nu e vorba de bani. Venim păi banii vor de bani. Veni. Când? La voi. Să sunt pe ceilalți. Nu, e vorba de tot proiectul ăsta pe care îl spui tu, că am nevoie de aia, am nevoie. Noi facem eforturi și voi faceți eforturi să faceți chestii, să hai să fac aia. Și zbaterea asta. Bavii sponsorii, scumpa mea. Sunt foarte mulți oameni din etnia romă, da? Poteri financiar, la nivel... Da, care n-au niciun interes. Au. Dacă vii cu ceva, da, spun, dacă vii cu ceva credibil, da? Era să zic eu acum ceva cu... Zita, zile. Nu. Zile Loredana. Hai să punem toți umărul și
Eu cred că fiecare pune atât cât poate, în definitiv. Mă, eu sunt foarte... Adică să avem interese, să avem interes comun, da? Hai să ridicăm cu toții cultura română. E foarte frumos ce zici tu, Aurel, și sună foarte bine și ar fi super să se întâmple așa. Ce a zis Sorin e extraordinar, e... Cum, nici nu am cuvinte. Sunt chestii foarte, foarte tari ce a zis Sorin. Doar că realitatea este... Alta. Și este cruntă. Păi, asta venim, cu, da? Asta cu, lasă-mă puțin, te rog. Așa. Asta cu stima de sine și că de ce noi romii avem, nu avem idei de astea foarte... Iară se râde platou. Nu avem, sunt idei. Că avem stima de sine scăzută, asta ai vrut să spui. Cumva am vrut să zic că ieși din, trebuie să ieși din treaba asta cu o mentalitate. Da. Prin mentalitate... Da, este adevărat. Da, este adevărat. Este foarte adevărat. Și sunt câțiva romi care au reușit să facă chestia asta și bravo lor, jos pălăria. Și noi suntem printre cei care am reușit cumva să trecem peste treaba asta. Eu zic asta că am reușit să-mi împlinesc visul. Că asta ai reușit să-ți împlinești să visul. Uite, altfel, Aurel, cu toate că zice el că vrea să facă, nu știu, a reușit o chestie foarte tare. A dus Mahala Ride Banda pe cele mai înalte culmi. Deci suntem câțiva care am reușit chestia asta. Dar fraților, marea majoritate a romilor astăzi, în 2020, în România, trăiesc fără curent electric, fără apă, fără acces la școală, copiii n-au cu ce să se îmbrace. Asta este realitatea. Și atunci cum să investești în cultură, vrei să zici? Și, nu, și spui? Atunci nu poți să ai pretenția de la oamenii ăia, băi, gândiți măreți, ridicați-vă și aveți nu știu ce. Și aveți nu scopuri poți, și aveți... Nu. Asta spun, suntem... Educația e primordial. Da, Aurel, sunt de acord, dar trebuie să ai acces la educație. Dacă tu nu ai acces, nu poți să-i ceri lui să se ducă la școală. Du-te bă la școală, păi mă duc, dar n-am ce să mănânc, n-am ce să mâncați cu ce mă duc. Înțelegi? Da. Sunt doar câțiva oameni care au putut, adică tu dacă ai putut să treci de chestia asta și eu și colegul meu și ăsta, că poate și noi am trecut prin greutăți, că nu ne-am născut în familii de milionari, niciun noi, poate n-am avut aia. Și noi am trecut peste chestia asta, da? Dar sunt atâția oameni care chiar nu-și permit să-și dea copilul la școală. Chiar nu-și permit. Eu m-am dus și am filmat în comunitate și am văzut oameni care nu... Am zis, doamna, am 5 copii, da? Și ăla îl ține pe ăla, fratele îl ia hainele lui ăla și tot așa mai departe. Păi, da, bine, și de ce nu vă dați copii la școală? Dar la liceu de ce nu s-au dus? Da, facultate de ce n-au făcut, doamnă? Dar de ce nu vă ridicați, doamnă, din mizerie? Nu. Tu ai dreptate în ce zici, în parte, dar... Vorbeam de altceva. Măi, nu te oprește nimeni să citești o carte, de exemplu. Trebuie făcută cultură și foarte bine că se face, și foarte bine că avem idei, și foarte bine că suntem noi. Asta e interiorul, foarte bine. Cultura este interiorul, dacă n-ai o bază. Da, dar asta spun, dacă nu ești sprijinit sau dacă n-ai oameni lângă tine care să te sprijine și să te ridici, să te... Toți, noi trei, da, patru. Suntem aici, am avut la un moment dat întâlniri cu oameni care ne-au ajutat, recunoașteți? Da. Oameni care au zis, ce, nu ai un loc de muncă sau nu ai să... Hai că te ajut eu. Sau, nu știu, ți-au dat o informație, nu neapărat bani, ți-au dat o informație, te-au promovat, te-au împins, fără să aibă niciun... Bun, dar am oferit ceva. Ai oferit ceva. Am oferit ceva. Așa este. În schimb, dacă tu vrei toată viața să stai nu. Să spice din ce nu, să nimeni te ajute, nu spune. Nu te ajută nimeni cu nimic dacă nu faci ceva pentru tine. Dar nu spune nimeni. Că... La niște, ajută-te singur. Am mers către niște extreme. Și tu ai chestii sociale. Tu ai dreptate. Nu, tu ai dreptate. Sunt, fără doar și poate. Cei mai mulți, Sorin, așa sunt. Nu putem să negăm realitatea, zic. Cei mai mulți, așa sunt. Dar asta nu înseamnă că nu poți sau nu trebuie să lupți ca să-ți depășești condiția da, asta. Eu am un citat care îmi place foarte mult. Ori mă ajută cineva, ori îmi fac loc singur. Am citit undeva într-o carte. Da, asta ești tu, Sorin, care ai firea asta de om, de luptător, dar nu toată lumea are, știi? Știu, dar sunt asta unii oameni care nu au chestia asta. Părerea mea este zita că omul n-are niciodată... Poți să citești cu ghilimele chestia asta. N-are voie să stea pe loc. N-are voie să nu evolueze. Evoluția este condiția necesară ca omul să meargă undeva. Ai dreptate. Iar în evoluția asta, cultura te ajută foarte mult. Cultura te ajută. Eu de nebun. Cultura e necesară. Dacă nu ai cultură, nu ai nimic. Este foarte corect. Iar noi, la momentul ăsta, cum zice și Aurel, nu prea avem nimic. Nu avem un teatru a romilor. În condițiile în care nu mă face să vorbesc, că mai îmi trebuie 3 emisiuni. Nu avem teatru romilor. Suntem peste 2 milioane de romi în România. Toate minoritățile, maghiarii, evrei, toți au teatre. Nu există teatru romilor.
Și când am fost să vorbesc cu fostul ministru al culturii, mi-a zis, da, bun, vă dăm teatru, dar ce, voi aveți actor om? Dar ce, voi ce jucă? Ce piese? Ce? Și ce jucați pe scenă? Nu te-am cunoscut prea mult. Adică... Scumpa mea. Deci... La nivelul ăsta se discută. Haideți să tragem o concluzie la discuția eu asta. Eu nu fac acest turneu național de nebun. Nici măcar un centru cultural la adevărata valoare nu avem al romilor. Te pare că îmi dădeți pe timpul la final. Aș vrea să tragem o concluzie pozitivă și optimistă la această discuție până la urmă, sau nu neapărat optimistă, pentru că și Aurel are doza lui de, nu neapărat de optimism, de așa de reținere în anumite situații, dar chiar dacă sunt situațiile astea, Zita, e rolul tău ca și moderator de televiziune, rolul lui Aurel. Fiecare trebuie să facă ceva, să nu stăm pe loc. Să nu stăm pe loc, da. Vreau și țin neapărat să ridicăm cât uși de puțin nivelul, știi? Măcar așa un pic. Să ne mulțumim cu lucruri mici. Am făcut o cântare, mulțumesc mult, ce frumos, ce bine. Nu, așa de cântat, cântăm. Corect, trebuie să... El vorbește despre responsabilitatea și responsabilizarea artistului, relația artistului cu socialul. Corect. Și e foarte corect, importantă chestia corect asta. De-aia zic, sunt exemple pe care noi cu emisiunea le aducem în fața oamenilor, iar copilul ăla sărac, Zita, care se uită la noi, la noi acum, familia aia săracă, cu siguranță cineva se uită acum și zice, uite mamă, uite tată, părintele îi zice copilului cum ar fi, sau copilul ăla zice, wow, vreau să ajung și eu așa, ca oamenii pe care aducem noi în emisiune. Așa cum eu însumi am zis la un moment dat, uitându-mă la televizor și văzându-l pe un activist rom, am zis, wow, un rom, wow, un rom deștept, wow, un rom fascinant. Vreau să fiu și eu așa de deștept. Nu știu dacă am ajuns așa. Nu, n-am ajuns așa de deștept. Ca omul ăla. Deștept. Nu, nu, nu. Dar aspiri către la mai mult, pentru că și oamenii ăia care trăiesc în condițiile de care tu vorbeai, condițiile alea de sărăcie extremă, să nu zic doar pauperitate, și oamenii ăia muncesc pentru ca cei mici, copiilor, să iasă, să le ridice mici, să depășească cumva, așa. Așa. De-aia zic, aș termina într-un ton păi optimist. Păi n-avem cum să terminăm altfel, că pe 4 aprilie avem treabă. Pe 4 aprilie, festival, concurs de muzică romani. Mi-aș permite să spun că organizatorii au afirmat că se vrea a fi un fel de Eurovision al romilor, tocmai pentru că au invitat artiști din Israel, Statele Unite, Spania, Franța, Grecia, Bulgaria și așa mai departe, România. Dar nu Cuba, e. Mahalae. Un fel de. Un nu, fel de, dar nu e. Ca să nu, da, să nu copiem. Ideea este că va fi ceva de o mare amploare, va un fi festival. Un festival concurs. Un festival concurs extraordinar. Mahala Raibanda, Connector de asemenea, Taraful Cleanter, Luca Drăgoi și mulți alții vor fi prezenți. Am înțeles că acolo va fi juriu, un juriu format din artiști internaționali, dar nu numai artiști, și oameni din organizații non-guvernamentale ale romilor. De ce cu juriu? De ce concurs? Da, e cu juriu, sigur. E concurs. Sigur. Bun. Un festival organizat de Partida Romilor Pro Europa și Drăgoi Music Art, care își dorește să marcheze cu acest prilej Ziua Internațională a Romilor, ziua de 8 aprilie, consfințită ca zi internațională a romilor încă din 1971, iar din 2006, prin legea 66, inițiată de deputatul romilor de la vremea aceea, Nicolae Păun, actualul președinte al Partidei Romilor, și aprobată, promulgată de Parlamentul României, sărbătoarea etniei romilor din România, așadar, fiind sărbătoarea romilor din România, prin lege se alocă bani. Instituțiile trebuie să aloce bani. În sensul ăsta dau această informație ca cei care organizează să acceseze bani de la instituțiile locale, sigur atât cât sunt în condițiile în care s-au tăiat bugetele. Dacă vreți să mai adăugați ceva, domnilor, așa de final, chiar e finalul discuției. Da? Am depășit, dar mai puteam. Veniți pe 4 aprilie pentru că veți avea parte de, cel puțin din partea Mahala Raibanda, da? De o explozie de rim și culoare. Voi, Aurel, da? Mai prelungim cu un minuțel, dacă e cazul. Voi ați avut un spectacol fascinant tot la Romexpo l-ați avut? Nu la Romexpo. La circ a fost. La circ, da, a fost minunat. Eu l-am văzut pe net. Fascinant a fost spectacolul ăla. Atunci ați avut... Acolo trebuia să fim, pe net. Da, știu. Va fi ceva de genul ăla din punctul vostru de vedere. Măi, din punctul vostru de vedere. Pentru că ați avut invitații excepționali și să voi. Să fie la un nivel mai mare. Mai mare decât acolo. Acolo a fost doar implicarea mea. Da. Aici este implicarea Partidei Romilor, care va să zic că sunt oameni care organizează. Vreau să ridicăm nivelul, da. Am fost acolo. Vreau mai sus. Din ce în ce mai sus. Eu tot timpul vreau alt level, alt nivel. Mai sus, pentru că
dacă mulțumesc puțin, am făcut acum în trecut, ce frumos a fost, am făcut decât eu, sărbătoarea Mahala Raiman. Dar ei și? Ei și? Așa e. Ce zodie ești? Tauri. Tauri. Taurii sunt ambițioși. Mi-a venit în minte un dicton latin, Zita, dăm voie să-l spun. Sitius altius fortius. Mai repede, mai sus, mai tare. Acum, nu fugim. Și mie așa. O melodie, pot să spun? Te rog. Tot mai sus, tot mai sus. Dragi prieteni, aici ne oprim cu emisiunea noastră. Mulțumesc, Aurel Ioniță. Mulțumesc, Daniel. Mulțumim de invitație. Cu drag și altă dată să veniți, că vă așteptăm. Când aveți ceva de promovat, noi suntem aici. Zita, recunosc că m-am bucurat tare mult să mai fiu cu tine în platou. Ei, lasă! Vorbesc serios. Ei, lasă, nu mă mai peria. Ne revedem, dragi prieteni. Dar ai văzut că, știu eu, te mai întrerup din când în când. Așa. Ai văzut că te-am lăsat să vorbești, nu te-am întrerupt, te-am fost atentă. Și eu te-am lăsat pe tine. Adică, m-ai lăsat, da! Dar ce vrei să spui? Nu e normal să lași omul să vorbească? Și păi, să... la noi nu prea era normal, nu știi că ne lăsam să vorbim. Dar acum ne-am mai maturizat și noi, după 15 ani, Sorin, a venit vremea să fim și noi mai maturi, să nu mai intrăm. Am mai îmbătrânit un pic. Apropo de maturizarea asta, dragi prieteni, ca de fiecare dată, sâmbătă de la ora 10, băi, la un moment dat am zis, era să zic de la ora 11, sâmbătă de la ora 10 vă așteptăm la emisiunea Din Viața Romilor, unde puteți cunoaște, mai faceți un pas către cunoașterea acestei fascinante etnii a romilor. Rămâneți cu bine!